Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Cristina Munteanu. Iată care sunt titlurile ediției. Elevii din clasa a 12 au susținut simularea la limba și literatura română. Emoții au fost și pentru cei din clasa 11, care în premieră au simulat examenul de bacalaureat, la fel ca și colegii mai mari. Un bărbat a murit și o femeie, împreună cu nepotul ei de 3 ani, au ajuns la spital după ce se pare s-au intoxicat cu gaze. Razie de proporții a poliției rutiere, toate șoferițele care au trecut sâmbătă pe strada Frații Golești au fost amendate cu o floare și un mărțișor. Elevii din ultimul an de liceu au susținut simularea la limba și literatura română. Cei mai mulți dintre liceeni susțin că subiectele au fost accesibile și se așteaptă să ia note mari. Emoții au fost și pentru elevii de clasa 11-a. În premieră, aceștia au dat și ei examenul de bacalaureat, la fel ca și colegii mai mari. După proba de astăzi, miercuri, ei vor avea de trecut un alt hop, pentru că atunci vor fi testați la proba obligatorie a profilului. Ușor? Da. Ce v-a picat? Caracterizarea unui personaj din romanul lui Rebreanu. A fost ok. Ți-ar plăcea să spice subiecte similare și în vară? Nu. De ce? Aș dori o caracterizare, dar m-aș descurca în orice. Cam cât crezi că vei lua? În jur de 9, sper. Mi s-a părut destul de ușor, dat fiind că a fost abia simularea. Mie mi-a aplicat o relație între două personaje din Ion și am ales să fac între Ion și Ana. Schimb. Cum ai abordat subiectul? M-am referit în special la relația după nuntă, fiind intenția lui Ion de a pune mâna pe averea Anei, ținând cont și de sinuciderea acesteia, precum și de scena nașterii din câmp. Te așteptai la genul acesta de subiecte? Sincer să fiu, nu mă așteptam, dar a fost o surpriză plăcută până la urmă, deoarece consider că am scris tot ce era necesar. Ținând cont programa prevăzută de minister și ceea ce s-a lucrat, bineînțeles, la clasă, asta zic în ceea ce mă privește pe mine și clasa mea, au fost accesibile pentru toți. Dacă elevul ar fi învățat într-o proporție, să zicem, de 65% materia, cred că trece cu brio de nota 6. Un bărbat a murit, iar o femeie și nepotul său de 3 ani au ajuns la spital după ce se pare s-au intoxicat cu gaze. Bărbatul a fost găsit mort în bucătărie, iar aragazul pornit. Femeia și copilul se aflau într-o altă cameră și nu au fost afectați foarte tare de emanația de gaze. Ați detectat ceva gaze înăuntru? Nu. Că sunt închise. A, deci nu e de la gaze. Sunt închise gaze. A fost închise după, nu? Da. Păi acum s-a închis. Dar se simte miros puternic înăuntru? Nu mai este. S-a controlat. Femeia și copilul erau în vizită la bărbatul de 53 de ani, iar acesta a vrut să prepare ceva de mâncare. Numai că, cel mai probabil din cauza gazelor, acesta și-a pierdut cunoștința. A căzut în bucătărie, în timp ce oaspeții săi erau într-o altă cameră. A fost găsit un bărbat decedat, un copil care era conștient și o femeie tot conștientă. De la gaze, înțeleg. Posibil să fie de la gaze, era un miros puternic de gaze. Din păcate, pentru bărbat nu s-a mai putut face nimic, dar femeia și copilul de 3 ani au fost transportați la Spitalul Județean Argeș și la pediatrie. Amândoi sunt în afara oricărui pericol. Un bărbat în vârstă de 52 de ani decedase într-un apartament. Persoana a fost transportată la Serviciul de Medicină Legală Argeș pentru stabilirea cu exactitate a cauzei decesului. De asemenea, tot în același imobil a mai fost găsită o femeie și un minor. Aceștia au fost transportați de asemenea la Spitalul Județean Argeș, unde se efectuează investigații medicale. Din informațiile pe care le deținem până la această oră, aceștia au o stare generală bună. La fața locului au fost chemați și reprezentanții companiei de gaze, care au verificat instalațiile. Oamenii legii vor continua cercetările pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat. Totodată va fi efectuată și necropsia bărbatului pentru a se afla dacă acesta a decedat în urma inhalării de gaze sau a făcut infart. Alertă pe râul Argeș, pompierii au căutat mai bine de o oră trupul unui bărbat care s-ar fi aruncat în apă. Omul a fost văzut pe podul de la ieșirea din Pitești și câțiva trecători au sunat la 112, mai ales că bărbatul stătea pe partea exterioară a balustradei și părea că vrea să se arunce. Ați găsit ceva? Da. Mai căutați, nu? Bărbatul a fost văzut de un trecător. Având în vedere că acesta stătea pe partea exterioară a balustradei podului, tânărul s-a gândit că bărbatul are de gând să facă vreun gest necugetat. Tocmai de aceea l-a luat la întrebări. L-am văzut
Omul stătea acolo sprijinit pe balustradă spre apă, cu spatele spre apă, și l-am întrebat de vorbă, l-am întrebat ce se întâmplă cu el, de ce stă acolo, și n-a vorbit nimeni, nu mi-a spus nimic. Altceva, nu știu că era pregătit să sară sau ceva, era îngândurat, omul nu mi-a spus nimic, nu vorbea nimic. Am plecat mai departe și am sunat la 112. L-am mai văzut câteva minute, a mai venit o persoană, am mai stat de vorbă cu el și apoi nu l-am mai văzut. Am intrat, m-am zis la treabă și când am mai ieșit, nu mai era. Pregătiți să intervină au fost și medicii SMURT. Din păcate, șansele de supraviețuire ale bărbatului în apa rece ca gheața au fost foarte mici. Pompierii SMURT au drenat râul mai bine de o oră, dar în zadar. Din păcate, au fost nevoiți să anuleze căutările din cauza vizibilității reduse. Detașamentul de pompieri Pitești a fost solicitat să intervină pentru căutarea unei persoane posibil necate. La locul evenimentului ne-am deplasat cu un echipaj SMURT, un autocamion de intervenție și o barcă de salvare pneumatică. Căutările au durat în jur de o oră. Am căutat pe malurile râului pe o distanță de aproximativ 800 de metri lungime. Am fost nevoit să întrerupem căutările datorită condițiilor de vizibilitate reduse. Și a doua zi, trupul bărbatului a fost căutat, dar pentru că nu au găsit nimic, pompierii au decis să anuleze căutările, mai ales că nicio persoană nu a fost declarată dispărută, dar nici nu exista vreun indiciu clar că bărbatul s-ar fi aruncat în apă. Razie de proporție a poliției rutiere, toate șoferițele care au trecut sâmbătă pe strada Frații Golești au fost amendate cu o floare și un mărțișor. Este tradiția oamenilor legii pe care o păstrează cu sfințenie de câțiva ani. Și primarul Tudor Pendiuc a oferit mărțișoare doamnelor și domnișoarelor care au trecut prin fața instituției pe care o conduce. Să aveți o primăvară cu sănătate și fericire și să puteți conduce. La fel. Mulțumim frumos. O primăvară frumoasă și pentru fetele dumneavoastră. Sănătate și numai bine. Să mai câștigați și un țăr. 10. Să mă uit. Este un obicei al nostru care s-a transformat, iată, în tradiție și ne face mare plăcere ca de 1 martie să oferim aici, în fața primăriei, cât un mărțișor. Un mărțișor care să aducă bucurie, care să însemne din partea noastră un dar, semn al unei primăveri frumoase. Avem peste 500 de mărțișoare și oamenii se bucură, și bărbații, și femeile, și domnișoarele, și domnii, pentru aceste momente plăcute. Și dacă doamnele și domnișoarele s-au aflat în trafic, au avut parte de o surpriză din partea polițiștilor. Toate șoferițele au fost trase pe dreapta. La mulți ani! Mersi, doar astăzi beneficiezi de clemențe din partea noastră, de mâine până nu se vede toate. Asta le vând doar pe floare, da? Da, să aveți parte de un drum fără evenimente. Vă dorim la mulți ani! Dumneavoastră la fel. Acțiunea are și un caracter preventiv. Se pune în vedere doamnelor și domnișoarelor să respecte normele de circulație și de asemenea li se urează o primăvară frumoasă și un drum fără evenimente. S-au speriat doamnele? Ce v-au zis? În prima fază s-au speriat, apoi când au văzut despre ce este vorba, au fost încântate. Bună dimineața, v-am dat și noi cu floare pe partea poliției rutiere. Sute de șoferiți au fost amendate în acest fel de oamenii legii cu flori și mărțișoare. Pe 28 februarie, contractul de asociere dintre firmele Publitrans, CNCD și Girexim privind transportul public de călători în municipiul Pitești a expirat. Nu mai poate fi reînnoit. Cu toate acestea, Consiliul Local a găsit o soluție ca vechiul parteneriat să continue până când primăria va achiziționa propriile autobuze, pentru care a contractat un împrumut de 13 milioane de euro. Teoretic, de la 1 martie și până când primăria va introduce în Pitești propriile autobuze cumpărate cu bani de la Banca Mondială, transportul public de călători ar fi dispărut în municipiu. Ca soluție de avarie, Consiliul Local a votat ca Publitrans să se prevaleze de o prevedere europeană, conform căreia contractul cu Girexim CNCD poate fi prelungit în situații de urgență, deși legislația românească interzice acest lucru. Noi am propus pentru 2 ani, pentru până la 2 ani, maxim 2 ani. Acum, pentru știința dumneavoastră și pentru luarea la cunoștință, vă spun că cei de la BERT deja au solicitat ca săptămâna următoare să vină să discute, cei de la BERT. Adică contractul de prefinanțare a fost semnat și acum urmează negocierea pentru contractul
contractul cadru, contractul normal. În urmă cu o săptămână a fost semnat la Londra și un precontract de creditare pentru Pobitrans în valoare de 13 milioane de euro, însă procedurile sunt de durată și se pot prelungi cei drept din cauza formalităților luni de zile. Pentru o perioadă de cel puțin 6 luni de la data sosirii noilor autobuze, pe traseele din oraș vor circula în paralel și vechile mașini, până când parteneriatul va expira. Nu o să fie undeva în lume un agent economic care să aibă 70 de autobuze acum. Se lansează comanda și o să avem 10, 20, deci o să fie aduse etapizat. Vin autobuzele, o lună de zile sunt în rodaj, deci că asta e legislația. Doi, sunt linii unde autobuzele trebuie să fie înlocuite, știți și dumneavoastră unele autobuze cum arată. Da. Sunt linii pe care va trebui să mergem cu autobuze, linii pe zona metropolitană. Deci avem ce face cu ele. Acest acord formal de prelungire pentru o perioadă de cel mult 2 ani a parteneriatului public-privat cu CNCD Direxim, în conformitate cu legislația europeană, va fi prezentat și expus spre aprobare Consiliului Local Pitești în ședința extraordinară de marți. Pelerinaj cu moaștele fericitului Vladimir Ghica în Pitești, în perioada 2-4 martie, la Biserica Catolică Sfântul Anton, este expusă relicva cu osemintele preotului martir. Deja sute de credincioși au venit să se roage și să învețe de la Vladimir Ghica ce înseamnă iubirea de aproape. Facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Pelerinajul cu moaștele preotului martir Vladimir Ghica face parte dintr-un proiect național. Relicva cu osemintele Sfântului va trece prin toate parohiile diacezei. Este un pelerinaj care a început anul trecut pe 18 noiembrie și care se va încheia pe 16 mai. Biserica Catolică l-a declarat fericit la 31 august anul trecut. Este un mare român, este de asemenea un martir al credinței noastre, dar în același timp este unul care, fiind prezentat model și mărturie și mijlocitor pentru toți creștinii, poate cu adevărat să ajute, poate cu adevărat să sprijine pe cei care trăiesc credința creștină. Datele pentru pelerinaj nu sunt întâmplătoare. Preotul Vladimir Ghica a fost arestat pe 18 noiembrie 1952, iar pe 16 mai 1954 a murit ca martir la închisoarea Jilava. Pelerinajul va pregăti prima comemorare liturgică a fericitului Vladimir, care coincide cu aniversarea 60 de ani de la jertfa sa. Monseniorul Vladimir Ghica a fost beatificat anul trecut. Aproape 8.000 de oameni au participat la slujba care a avut loc la Romexpo. Vladimir Ghica a trăit și a murit ca un sfânt. A fost prinț, diplomat, scriitor, om de caritate, preot român, a renunțat la toate titlurile, averile și familie și a devenit monah. Urmărim acum știrile din sport produse de Simona Pomazan și Ionuț Manta. CSM Ioveni a pierdut nemeritat în prima etapă din 2014 în deplasare la Râmnicu Vâlcea, gazdele impunându-se cu 1-0 printr-un gol marcat din penalti în minutul 90. Până atunci, argeșenii au făcut un joc bun, creându-și câteva oportunități de a înscrie. Deși gazdele erau favorite în acest meci, CSM Ioveni a făcut o figură frumoasă în deplasarea de la Vâlcea, fiind la un pas să răstoarne calculele. Vâlcenii au început în forță și au ratat o ocazie mare chiar în secunda 30, portarul Popescu fiind însă la post și blocându-l senzațional pe Iancu, ce pătrunzese singur în careu. Replica nu a întârziat să apară, iar în minutul 6, Năstăsie a fost la un pas să deschidă scorul, însă mingea trimisă de la 16 metri a trecut milimetric pe lângă poartă. Până la pauză, Alin Popa a mai avut două faze de gol. Golul a venit însă în ultimul minut de joc, arbitrul acordând penalti la un hands al lui Năstăsie, iar lovitura de pedeapsă fiind transformată de geantă. Cred că poate un rezultat de egalitate per total, per joc, ar fi fost
mai echitabil. Trebuie să recunosc că, fără să am dovada că faza aceea era mult prea departe și în aglomerație care era, nu știu, cei care au fost și au văzut dacă a fost offside sau nu a fost offside, dar cred că dacă n-a fost offside și golul acela era mult mai era mai adevărat, dacă vreți, decât 11 metri care s-a dat. Ei sunt jucători tineri, mulți dintre ei, cu calități foarte bune, dar deocamdată trebuie să crească niște lângă niște jucători cu experiență. Astăzi ne-au lipsit, sau ne-a lipsit o piesă de bază și ai mai refer la Ciprian Tănasă, practic jucătorul care a fost în cea mai bună formă în această pregătire de iarnă. Mioveniul a pierdut jocul de debut din 2014, însă echipa nu a arătat deloc rău, iar ceea ce este mai important, a rămas la 4 puncte de ultimul loc care duce în play-off. SCM Pitești a pierdut prima poziție a clasamentului, asta după ce elevii lui Valentin Sinescu au încheiat la egalitate, scor 2-2, partida cu cei de la Compet Ploiești. SCM Argeșul Pitești a început anul 2014 cu un semi-eșec, iar la primul joc oficial ca principal al echipei, Valentin Sinescu nu a reușit să aducă o victorie în trivale. Piteștenii au început perfect duelul cu Compet Ploiești, iar după numai 5 minute, Nilă deschidea scorul. Până la pauză însă, oaspeții au întors rezultatul. Echipa din Ploiești a pus stăpânire pe joc, iar în minutul 21, Munteanu a egalat din lovitură de la 11 metri. Apoi Muscalu a profitat de greșeala lui Avramescu și a dus pe oaspeți în avantaj. În repriza secundă, SCM Argeșul Pitești a forțat egalarea, lucru pe care l-a și reușit. Andrei a fost cel care a scos un punct în duelul cu Compet Ploiești după o reușită superbă. Un joc pe care l-am început fericit, o să spun, cu o deschidere rapidă a scorului, după care, din păcate, cred că pe un fundal de relaxare a urmat două greșeli individuale mari, care au determinat un alt curs al partidei. A urmat o goană nebună, ați văzut-o și noastră pentru egalare. Aveam primul și în primul rând să ne felicit jucătorii pentru felul cum au abordat meciul de astăzi. Suntem un grup foarte tânăr. Vă spun că media de vârstă a echipei mele este una foarte scăzută. După această remiză, SCM Pitești a pierdut prima poziție în clasament, iar etapa viitoare va juca în deplasare cu FC Zagon. Spectacol fotbalistic total la Bradu. În prima etapă din 2014, Atletic s-a distrat pur și simplu cu adversarul, câștigând partida cu 5-0. A fost însă un meci în care am avut parte de două eliminări, un penalti ratat, un super gol, un hat-trick și câteva debuturi cu noroc. Bradu și-a spulberat adversarul la meciul de debut al lui Rică Neaga pe banca echipei și al lui Mărgăritescu la Liga a 3-a. Vineri, toată echipa gazda a ieșit în evidență. Fotbaliștii aleși de Rică Neaga să joace acest meci, făcând o partidă foarte bună și arătând că au format un grup unit. Scorul a fost deschis în minutul 20 de Genaro cu un șut din interiorul careului, după o bâlbă a defensivei adverse, care nu a reușit să respingă balonul. Apoi, în minutul 36, Cârstea a marcat din voleu, după o minge deviată de un adversar. Scorul final al primei reprize l-a stabilit Andrei Mărgăritescu. Acesta a transformat impecabil o lovitură liberă de la 17 metri din poziție centrală. Tot în prima repriză, în minutul 45, Velianu a ratat un penalti obținut de Păvăluță, fază la care fundașul lungul de la oaspeți a văzut cartonașul roșu. În prelungirile reprizei, la golul lui Mărgăritescu, portarul advers a fost și el eliminat pentru faultul asupra lui Cârstea, în postură de ultim apărător. Inițial, la această fază petrecută în afara careului, arbitrul a dat 11 metri. Apoi, la protestele vehemente ale oaspeților, a revenit asupra fazei consultându-se cu observatorul și a dat doar o lovitură liberă, menținând însă sancțiunea de eliminare. La 2 minute de la reluare, Genaru a majorat scorul la 4-0 după o pasă în fața porții, venită de la Păvăluță, iar în minutul 55 tot el a stabilit și scorul final în urma unei acțiuni personale, finalizată cu un șut de la 18 metri. Neaga a debutat, așa cum spuneam, cu dreptul ca antrenor la profesioniști, iar echipa este foarte aproape de a-și realiza obiectivul acela de a intra în play-off. Basketbaliștii de la BC Argeș continuă parcursul oscilant din acest retur de campionat. Echipa pregătită de Hristu Șapera a pierdut la o distanță de 4 puncte confruntarea din deplasare cu Universitatea Cluj. Piteșenii au avut în mână acest meci și au condus pe tabelă pe parcursul primelor 3 sferturi, însă au cedat în ultimul minut al întâlnirii din cauza lipsei de clar viziune la finalizare. Ambele echipe au făcut un meci impresionant, iar spectatorii care au fost prezenți la sala Horia Demian nu au avut ce regreta. Piteștenii puteau trimite meciul în prelungiri, însă în ultimele 10 secunde au marcat doar o singură liberă din două, iar gazele au reușit să se desprindă decisiv pe tabela de marcaj. Argeșenii au ratat și șansa de a câștiga acest meci când nu au reușit să finalizeze cu coș un atac sub panoul clujenilor. În urma acestui rezultat, BCR
Argeș se află pe locul 7 în clasament cu 33 de puncte, cu un bilanț de 12 victorii și 9 înfrângeri, în timp ce Universitatea Mobitel Cocluj a ajuns la 15 victorii și 5 înfrângeri, ocupând locul 5 cu 35 de puncte. Acest joc a arătat însă că piteștenii nu știu să gestioneze finalurile de meci și ratează victorii importante care le sunt la îndemână. Rămâne de văzut cum vor remedia oficialii grupării din Trivale aceste inexactități care tot persistă de câteva etape la jocurile din deplasare. Următoarele 24 de ore, vremea va continua să fie închisă și rece în județul Argeș. Cerul va fi mai mult noros, iar pe arii extinse vor cădea precipitații sub formă de ploaie. Vântul va sufla în general moderat, iar presiunea atmosferică va înregistra variații nesemnificative. Valorile termice minime la nivelul județului vor fi cuprinse în general între 3 și 5 grade Celsius, iar maximele vor varia în intervalul 4-6 grade Celsius. Acesta a fost, doamnelor și domnilor, observatorul de la Pitești. Sunt Cristina Munteanu, vă mulțumesc pentru atenție. Ne reîntâlnim mâine la aceeași oră. Rămâneți cu Antena 1. La revedere! Dance. Yes. Next. Dance.